Dar Buș până la urmă e trecut ca marcator, a atins foarte ușor mingea și l-a afectat acolo pe Moldovan. Centrarea pentru Albu, Ioniță! Rapidul! A fost aproape de egalare. Offside-ul ar fi fost la Albu. La Albu, la Albu, nu aici nici de cum. Nu se pune problema așa. Oricum, da, are un număr. Are un număr în față Albu. Ioniță a trimis puternic sub bară, dar jocul era deja oprit. Se discută în continuare despre această fază, dar raportul se verifică. Pentru că așa e regulamentul, lucrurile păreau într-adevăr clare. Berzan iritat de faptul că Moldovenii ar fi vrut să dea drumul repede. Deci nu-i putem bănui pe ieșirea de timp. Trag de timp, nu? Da, exact. 1-0 pentru ei, în deplasare au ajuns să dea drumul la joc mai repede decât era cazul. Asistentul a ridicat Faniu, nu? Da, a ridicat. De asta și semnalizat centralul, a ridicat mâna și a semnalizat offside-ul. Multă tensiune în Giulești, pentru că Rapidul nu e obișnuită să fie condusă pe teren propriu. Pare destul de clar. Se spune că marcatorul Iașiului, Sergiu Buș, a marcat ultima dată în prima ligă din România cu tricoul lui FCSB. Da. Adică 2 ani în urmă, cred, ceva de genul ăsta. Aproape 4 ani. Păi da, n-am mai jucat, da. Da, a jucat în Corea, la Sunam, apoi la CFR Cluj și la Chindia. Nu a marcat în niciunul dintre aceste tricouri în prima ligă din România. Nici în Corea n-a dat gol. Are meciuri puține, însă, din cauza accidentărilor. Dar, din ce am văzut eu, n-a dat vreun gol în ultimele 20 de meciuri. Cam așa sunt, plus minus, sunt doar în campionat ce mai fi jucat și prin cupă. Pentru un atacant, 20 și ceva de meciuri. 28 de meciuri. 28 de meciuri fără gol. Bine, și ăsta e gol. Da. Era și el pe acolo. A ajutat. Oricum, se trag niște linii în camera VAR, însă... Da, sunt niște stadioane cu probleme tehnice, că așa stau lucrurile, așa sunt stadioanele. Ca și din punct de vedere al înălțimii, la Ovidiu e o problemă. Știu că era la... La Mioveni anul trecut. Sistemul ăsta, tehnologia asta, nu chiar... Stăm de două minute și așteptăm... Aici nu era. Stadionul Rapid nu era cu probleme de genul ăsta. Într-adevăr, la Arcul de Triunf, nu știu dacă nu cumva și la Voluntari. Mai sunt niște stadioane care au tribunele nu suficient de înalte. Nu știu.